Bună ziua, sunt Cătălin Gora și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Premierul român Nicolae Ciucă se află astăzi la Chișinău. De dimineață șeful guvernului român s-a întâlnit cu Maia Sandu, iar cu puțin timp în urmă și cu Dorin Recean. Votarea celor 5 planuri urbanistice zonale scandaloase s-a lăsat cu dosare contravenționale pe numele consilierilor municipali, care și-au dat votul. Anchetele au fost pornite de CNA, iar instanța de judecată urmează să decidă ce amenzi vor plăti alii și municipali. Parlamentul European ar putea decide să aplice sancțiuni pe numele oligarhilor fugari din Republica Moldova. Subiectul va fi pus în discuție astăzi la Bruxelles. Oficiali de la Chișinău cer de la tribuna Parlamentului European sancțiuni pentru fugarii moldoveni Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, care participă la Bruxelles la o nouă reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Noi facem apel la Uniunea Europeană să introducă sancțiuni cel puțin împotriva lui Ilan Șor și împotriva domnului Plahotniuc. Departamentul de Trezorerie american deja a menționat noul partid creat de primarul pro-rus al Chișinăului, dar în primul rând cei doi menționați anterior. Acele persoane care alimentează aceste proteste cu obiectivul de a destabiliza o țară vecină a Uniunii Europene trebuie trase la răspundere. Activele lor în statele membre trebuie să fie înghețate dacă provin din acte de corupție, de spălare de bani, de legături cu Federația Rusă existente și dovedite și folosite ca atac împotriva unor țări democratice din vecinătatea Uniunii Europene. Unele din aceste persoane au fost deja sancționate de Statele Unite, de Regatul Unit, de aceea și noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să ne extindem regimul de sancțiuni pentru a le include pe aceste persoane. Pe agenda forumului parlamentar figurează mai multe subiecte de discuție, între care reforma justiției și suplinirea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova cu 145 de milioane de euro. Pentru țara noastră, discuțiile vor culmina cu adoptarea unei declarații comune. Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană, reprezintă forumul parlamentar al Acordului de Asociere UE Republica Moldova. Din ele fac parte membrii numiți de Parlamentul Republicii Moldova și de Parlamentul European, care se întrunesc de două ori pe an în vederea evaluării parcursului european al țării noastre. Astăzi, la Bruxelles, este organizată a 13-a reuniune. Accident cumplit la Strășeni, un tânăr de 26 de ani a murit pe patul de spital după ce două mașini s-au ciocnit violent pe un drum din localitatea Lozova. Pentru a elibera victima a fost nevoită intervenția unei echipe de descarcerare. La fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri pentru lucrări de descarcerare. Potrivit informațiilor înregistrate, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 22:50. Ajunși la destinație, salvatorii au reușit să descarcereze din fiarele unui vehicul un bărbat în vârstă de 26 de ani. Polițiștii au stabilit preliminar că un Volkswagen condus de un bărbat de 62 de ani a efectuat manevra de depășire, tamponându-se frontal cu o Škoda, condusă de șoferul de 26 de ani. În urma impactului, conducătorul Škodei a rămas blocat în automobil, fiind descarcerat de pompieri. Tânărul a suferit mai multe traumatisme, iar după descarcerare a fost preluat de urgență de un echipaj de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, însă a pierdut lupta pentru viață. Potrivit poliției, alte persoane nu au avut de suferit. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele. 33 de consilieri municipali s-au ales cu dosare contravenționale de la CNA pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Se întâmplă după ce în decembrie anul trecut aceștia au votat pentru aprobarea a 6 planuri urbanistice zonale, care nu aveau toate avizele necesare. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către șefa Serviciului de Presă a Centrului Național Anticorupție, care ne-a spus că procesele verbale au fost trimise în judecată. Primii cu această noutate s-au lăudat consilierii PAS, care au făcut denunțurile la organele competente.
aceste planuri urbanistice zonale au fost votate contrar legii. Au fost aprobate în pofida faptului că legea spune că trebuie să fie avizat de către Ministerul Infrastructurii. Acest lucru nu a avut loc, nu au avut avizele, dar consilierii municipali oricum au votat. Da, înțelegem că pentru început este doar un mic succes, pentru că e nevoie de examinat așa gen de probleme care au impact major la dezvoltarea orașului, mai amplu și respectiv să fie și inițiate și proceduri penale. Nimeni dintre cei amendați nu a reacționat deocamdată. Este vorba despre aleșii locali din Partidul Socialiștilor, Partidul Unității Naționale, Platforma DA, Partidul Democrat, Partidul Comuniștilor, dar și mai mulți independenți. Instanța de judecată urmează să stabilească valoarea amenzii. Legea prevede că pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, funcționarul public poate fi pedepsit cu o amendă de până la 4.500 de lei, cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni și un an. Votarea celor 6 planuri urbanistice zonale, care prevăd construcția noi cartiere cu zeci de clădiri, a stârnit un adevărat scandal. În timp ce experții în urbanism băteau alarma și spuneau că proiectele conțin abateri, Biroul Politic Național al Platformei DA a decis să se distanțeze de consilierilor din CMC. Cu câteva zile mai târziu, aleșii locali în frunte cu Andrei Năstase au anunțat că pleacă din partid. Tot atunci, fostul ministru al infrastructurii, Andrei Spânu, a anunțat că Cancelaria de Stat a contestat în judecată cele 6 planuri controversate. Percheziții matinale la Direcția Situații Excepționale din Cahul, contabila șefă a fost reținută pentru 72 de ore, pentru că ar fi prejudiciat instituția cu peste 300.000 de lei. Descinderile au avut loc în cadrul unei cauze penale de abuz de serviciu, comis de șefa Serviciului Finanțe. Potrivit procurorilor, folosindu-se de situația de serviciu și acționând în interes material și personal, ar fi calculat și încasat pentru sine și pentru subalterna ei salarii majorate ilegal. Mai exact, contabila șefă și-ar fi atribuit plăți salariale majorate în valoare de 300.000 de lei, iar altei contabile 30.000 de lei. În această dimineață, ofițerii și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la sediul Direcției Situații Excepționale Cahul, la domiciliul și în automobilul contabilei șefe, de unde au ridicat mai multe documente contabile, calculatoare și telefoane. Moscova sare în apărarea redacției Sputnik, căror site-uri au fost blocate în Republica Moldova pe motiv că promovează informații false care atentează la securitatea țării. Paradoxul este că Rusia, care nu are presă de opoziție, acuză autoritățile de la Chișinău de cenzură. Mai mult decât atât, reprezentanții Kremlinului amenință cu sancțiuni economice. Membrul Consiliului pentru Drepturile Omului, de pe lângă administrația prezidențială, a declarat pentru RIA Novosti că societatea din Republica Moldova este lipsită de informații pe care îl numește obiective despre ceea ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei, în Europa și în special despre scopurile și obiectivele așa numitei operațiuni militare speciale. El a mai spus că Rusia nu trebuie să accepte o asemenea situație și speră că vor urma sancțiuni economice. Reacția vine după ce ieri Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că 5 site-uri afiliate redacției Sputnik au fost blocate pe teritoriul țării noastre. Acum un an, site-ul principal al redacției a fost închis din cauza că propaga războiul. De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, și s-a blocat mai multe pagini web care promovau războiul sau ura. Mașinile electrice își fac tot mai mult loc pe piața auto. În Republica Moldova sunt înregistrate peste 2000 de automobile full electric, astfel spus, mașini dependente de priză, ce nu mai ard carburanți. Cei care au ales să cumpere un automobil de energie verde argumentează achizițiile prin reducerea cheltuielilor de exploatare și pasiunea pentru tehnologii. Acum un an, Andrei Pulbere conducea o mașină ce ajungea să consume prin oraș până la 14 litri de benzină la fiecare sute de kilometri. Așa că, fiind și pasionat de tot ce înseamnă tehnologie, a decis să facă rost de un automobil full electric. Momentul care m-a făcut să decid să iau mașina asta era, în primul rând, curiozitatea și tehnologizarea, tehnologiile care le oferă automobilele electrice și
Deci era ceva nou, este o altă filozofie absolut în materie de condus. După un an de experiență, Andrei Pulbere crede că mașina electrică este o achiziție bună, doar că nu trebuie să fie singurul automobil în familie. Altfel, drumurile lungi în care este greu să planifici cu exactitate unde și când te poți alimenta devin o adevărată peripeție. Ca să conduci fără stres, cea mai bună recomandare este să folosești mașina mai mult prin oraș, iar dacă ai acasă și o instalație de încărcat, atunci achiziția unei mașini electrice este o investiție ideală. Care este totuși diferența de un plin făcut acasă în condițiile în care ai o stație și una făcut la o stație publică? Sigur că diferența e mare. Dacă vorbim în bani, ar fi cam în jumătate. Deci dacă astăzi kilowattul este 5 lei și, da, până în 6, păi la stații, de exemplu, este în zona de 9, 10 până 11 lei. Dezvoltarea industriei autoelectrice nu este privită doar prin prisma economiilor. Țările dezvoltate încurajează schimbarea, în primul rând pentru a reduce emisiile de noxe. Pentru a face mai atractive mașinile pe energie verde, autoritățile au decis să scutească de vămuire mașinile electrice. Se achită doar taxele vamale, care sunt infime acolo, 50, 70, 100 de euro cât ar costa ele. Și dacă mașina e mai scumpă de 600 de mii de lei, se achită doar taxa de lux. Nu achiziți și vămuirea, cum o facem la mașinile cu motoare cu ardere internă. Dar aici se oprește tot suportul statului. Și dacă ați crezut că piața locală se mișcă în tandem cu cea europeană, vă înșelați. În România, statul oferă subvenții atât de mari celor care cumpără mașini pe energie verde, încât experții cred că în acest an unul din 5 automobile vândute în România va fi electric. Deci când un client din România cumpără o mașină electrică, să spunem, de 20.000 de euro preț de listă, ajutorul de la stat este de 10.000 de euro, cu condiția ca acest ajutor din partea statului pentru cumpărător să nu fie mai mare de 50% din valoarea mașinii. Guvernul de la Chișinău însă deocamdată nici nu se gândește la un program similar. Războiul din Ucraina a schimbat ordinea priorităților, iar multiplele crize ce s-au suprapus a determinat autoritățile să se gândească în primul rând la moldovenii cu venituri reduse. Noi deja lucrăm la un mecanism de identificare a beneficiarilor pentru programul de vouchere dedicat electrocasnicilor. Și aceleași principii, același mecanism va fi propus să fie utilizat eventual dacă se aprobă un program de finanțare pentru automobile electrice. Potrivit Agenției pentru Eficiență Energetică, pe lângă cele 2000 de mașini electrice, în Republica Moldova mai sunt înregistrate și 25.000 de automobile de tip hibrid. Premierul României, Nicolae Ciucă, se află astăzi într-o vizită oficială la Chișinău. De dimineață el a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu, iar mai apoi a fost primit la guvern de premierul Dorin Răcean. În aceste momente, cei doi prim-ministri susțin o conferință de presă. Haideți să urmărim câteva declarații. ...programului național pentru următorii 3 ani privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale din Republica Moldova, inclusiv populația adultă. Extinderea relațiilor economice este un alt subiect important în agendă. Identificăm mai multe oportunități pentru investiții, comerț, dezvoltare de proiecte comune. Sectoarele vizate sunt energia, tehnologiile informaționale, telecomunicațiile, serviciile financiar-bancare, integrarea piețelor de capital, turismul. Schimburile comerciale și sociale vor fi facilitate de extinderea infrastructurii de interconectare. Suntem determinați să dezvoltăm infrastructura podurilor peste Prut, vom îmbunătăți conectivitatea transfrontalieră. Primul jalon concret, în luna mai lansăm circulația pe podul de pontoane Leova-Bumbăta. Urmează modernizarea 3 poduri existente, Sculeni, Cahul, Oancea, Leușeni, Albița. Pentru aprilie țintim aprobarea și semnarea acordurilor corespunzătoare. Muncim pentru creșterea capacității de interconectare a rețelelor electrice, dar, foarte important, și pentru integrarea infrastructurii de piață energetică prin organizarea platformelor de comercializare.
Cetățenii noștri vor simți beneficiile colaborării guvernelor de la Chișinău și București și urmarea activării în aprilie a regimului de control comun la punctul de trecere Leușeni-Albița. Numeroasele proiecte și inițiative finanțate de România în domenii importante, prin care condițiile de viață ale cetățenilor noștri devin mai bune, sunt deja cunoscute. Am să menționez burse pentru elevi și studenți, serviciile SMURD, modernizarea a sute de grădinițe, donații de microbuse școlare, renovarea clădirilor din patrimoniul nostru cultural, furnizarea resurselor energetice, asigurarea accesului la depozitele de gaze naturale și deschiderea fără precedent pentru asigurarea prosperității, dar și a securității naționale. Sunt bucuros să anunț împreună cu domnul prim-ministru că deja 58 de proiecte de infrastructură din programul Satului European vor fi valorificate imediat. Suplimentar vor fi dotate laboratoare în școli și vor fi achiziționate autobuse școlare pentru copiii noștri. Aceasta este prima etapă, cu o valoare totală de 25 de milioane de euro, de realizarea acordului privind asistența nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro oferită generos de România. Proiecte de acest gen țintesc îmbunătățirea calității vieții a fiecărui cetățean. Domnule prim-ministru Ciucă, vă rog să știți că nu există localitate care să nu aibă o prezență românească. Și îmi exprim convingerea că această prezență va fi în creștere și va fi reciprocă. Am să închei prin a reitera prioritatea strategică a Guvernului de la Chișinău, susținută necondiționat de Guvernul de la București, și anume accelerarea reformelor pentru a aduce Europa acasă, pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Între timp, asigurăm pacea și securitatea, impulsionăm economia, dezvoltăm un serviciu public eficient și aproape de cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc României, mulțumesc domnul prim-ministru Ciucă. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, dragi cetățeni ai Republicii Moldova, bună ziua! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi la Chișinău, la invitația omologului meu, domnul prim-ministru Recean, la scurt timp după ce domnia sa a fost în prima vizită oficială la București. Avem o agendă bilaterală densă, proiecte pentru un trai mai bun al cetățenilor noștri și pentru relații mai strânse între cele două maluri ale Prutului. Este motivul pentru care sunt însoțit astăzi în această vizită de mai mulți membri ai Guvernului României. Am urmărit astfel să avem un dialog cât mai aplicat și pragmatic pe subiecte de interes central, inclusiv în plan sectorial. Am discutat cu privire la demersurile noastre, printre altele, pentru renovarea, dar și construcția, așa cum a precizat și domnul prim-ministru, de noi poduri peste râul Prut, pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, pentru implementarea proiectului legat de controlul coordonat la graniță, pentru formarea de personal în diverse sectoare și structuri ale Republicii Moldova și pentru dezvoltarea infrastructurii energetice dintre cele două state. Practic, așa cum discutam și în cadrul întâlnirii bilaterale, așa cum am discutat și la întâlnirea cu doamna președinte Maia Sandu, prin toate aceste proiecte nu urmărim altceva decât să facilităm procesul de aderare și de conectare al Republicii Moldova cu spațiul european. Am abordat totodată aspecte legate de prezența investitorilor români în economia Republicii Moldova. În context, am subliniat importanța unui climat de afaceri conform cu standardele europene, condiție esențială pentru extinderea investițiilor. România va continua să susțină dezvoltarea capitalului uman al Republicii Moldova prin acordarea de burse de studii în universitățile românești,
pentru toate programele de studii și la toate nivelurile educaționale și am convenit în cadrul ședinței de astăzi să identificăm acele domenii și sectoare cu potențial și oportunități de ambele părți, astfel încât acolo să asigurăm finanțarea și concentrarea pentru a putea să ne asigurăm că acele sectoare, într-adevăr, se dezvoltă prin contribuție bilaterală. De asemenea, universitățile românești sunt prezente pe teritoriul Republicii Moldova cu extensiuni universitare dezvoltate în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, oferind programe de studii de înaltă calitate academică. Am salutat deschiderea instituțiilor din Republica Moldova, atât instituțiile centrale cât și cele locale, pentru consolidarea legăturilor noastre profunde. Vedem aceste demersuri solide în România prin sprijin politic la toate nivelurile, vocal, sincer și activ pentru accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Prin asistență concretă sub formă de asistență financiară nerambursabilă, prin furnizarea de energie electrică, prin alocări de păcură și alte produse energetice, prin valorificarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, prin transfer de experiență și, desigur, prin orice alte forme de sprijin, așa cum am convenit astăzi. Vedem deopotrivă aceeași deschidere și abordare sinceră din partea Republicii Moldova față de întărirea relațiilor firești profunde între București și Chișinău. Măsurile dumneavoastră curajoase care vizează restabilirea adevărului istoric și științific, precum și repararea unor nedreptăți din perioada sovietică, reconfirmă comunitatea de limbă, istorie și cultură dintre România și Republica Moldova, precum și profunzimea legăturilor noastre spirituale. Vă mulțumim încă o dată pentru promulgarea legii de recunoaștere a limbii române ca limbă oficială. Războiul din Ucraina, implicațiile lui majore asupra Republicii Moldova, precum și acțiunile tot mai agresive de destabilizare susținute de Rusia și de interesele locale ostile, toate acestea reclamă o coordonare strânsă și constantă între țările noastre. De aceea am arătat că România a propus recent la nivel european crearea unui regim de sancțiuni pentru contracararea acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova. Continuăm demersurile în această direcție și vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău, cu statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile europene pentru transpunerea în practică a acestui obiectiv. Ați urmărit întâlnirea, conferința de presă de la întâlnirea celor doi prim-ministri a Republicii Moldova și României. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Următorul buletin de știri în limba rusă începe la ora 14:45 de minut. Să aveți o zi cât mai reușită! Макдональдс, мы ждем вас в любое время на Макдрайв. Bun găsit la Meteo! Sunt Luciana Gurduz și vă invit să vedeți cum va fi vremea în ziua de joi, 23 martie. Spre final de săptămână